Bună ziua și bine ați revenit la Taifascu. Grăsuța, ce fac grăsuții mei? Pe mine mă pufnește de fiecare dată râsul când zic asta. E când zic tu grăsuța, nu când zic ce fac grăsuții mei. Da, astăzi am îmbrăcat rochița asta. Este superbă, îmi place la nebunie. Și știți că am dat pe ea doar un dolărel. Și chiar mă uitam azi și mă admiram, să zicem așa, în oglindă, că îmi plăcea foarte, foarte, foarte mult. Și cum vine și în față și în spate și materialul e așa suavemente. E foarte fain. Și da, precum știți, înainte să începem orice video, adică orice video, următoarele două zile, asta și mâine, vreau să citesc scrisoarea de la Dragoș și nu puteți să vă dați seama cu câtă ardoare am așteptat ziua de astăzi. Eu le-am pus în mapa noastră cu scrisori, unde țin aici toate scrisorile pe care le-am primit până acum. Iar Dragoș are 4 scrisori aici. Ok, deci ce a fost prima? Numărul 1 a fost pe galben, numărul 3, ăsta este numărul 2. Mor de curiozitate. Am vorbit cu Dragoș și zice că ai descris 2-ul și am zis că nu, încă nu, mă abțin. Ok, deci vom deschide scrisoarea numărul 2 și o vom citi împreună. Și vă dați seama ce mai curioasă sunt, ce este înăuntru. Ok. Pentru că nu ai mai primit de mult timp un mărțișor. M-am gândit să-ți ofer și ție ce le-am dat fetelor mele în acest an. P.S. Până găsesc unul așa cum știu că-ți dorești, sper să-ți placă cât de cât ceea ce ți-am trimis aici. Oh my gosh, Dragoș! Cred că vreau să păstrez bilețelul. Știți ce bucuroasă eram atunci când am primit ața de mărțișori de la Laura? Laura, parcă a trimis sau Adelina? Știu că Laura... Și numai că e mărțișor, dar este și de la Meli Melo. Asta nu e mărțișor, asta e brățară. Este un porumbel și, bineînțeles, ața de mărțișor. Oh, ce frumoasă e! Uitați că eu trebuie să... Ai băgat ața de mărțișor în porumbel. Ok. Acum nici nu știu ce să fac, să-l port, să-l las așa. Mamă, Meli Melo, de când am mai văzut firma asta, Meli Melo? De când am fost în România, acum 3 ani de zile. Doamne, Dragoș, ce bucurie mi-ai făcut cu mărțișorul ăsta. Ăsta e așa mai speciale, 2-in-1, mărțișor și brățară, știți? Cum te gândești tu la toate? Ok, l-am prins mai bine. Vedeți, este un porumbel aici, super, super fain. Vă mulțumesc din suflet pentru această bucurie. Da, deocamdată am să las așa, am să pun și asta aici. De fapt, mărțișorul ăsta, brățara asta se face și mai mare. Nu mă gândeam că poate nu mă vine și de asta zic că o las așa. Ok. Și acum să citim felicitarea. Felicitarea arată așa. Deci sunt felicitări diferite. Pe ea scrie: drumul este important, nu capătul lui. Cine călătorește prea repede ar putea pierde totul pentru care a pornit la drum. Lui Lamour. Și... sinceră să fiu, cam așa este. Dacă
tot timpul stăm și ne gândim la sfârșitul vieții, dacă încercăm și trecem prea ușor peste anumite chestii, dacă nu ne mai bucurăm pentru tot ceea ce avem în jurul nostru, așa este. Ai putea pierde totul pentru care a pornit la drum. Foarte, foarte faină felicitarea. Wow! Deci, avem de citit. O, da, drumul. În momentul ăsta, cred că în afară de dor și iubire este un al treilea adjectiv potrivit pentru cuvântului de bază acasă. Locul ăla drag, de care ne e dor tuturor. La un moment dat, cuvântul pe care îl purtăm în suflet, în fiecare colț al lumii și... vine să plâng și nu mai văd să mai citesc. Deci, la un moment dat, cuvântul pe care îl purtăm în suflet în fiecare colț al lumii și cu care ne alinăm uneori dorul de familie, dorul de oameni dragi pe care i-am lăsat cândva în urmă, făcându-le... Dar de ce mă faci tu să plâng, Dragoș? De ce m-ai făcut tu să citesc în cameră? Acum, întrebarea mea este... Tasca, de ce oare m-am și machiat? Trebuia să-mi zică că asta va fi la lacrimogene. Ulala. Ok. Deci dorul de oameni dragi pe care i-am lăsat cândva în urmă, făcându-le promisiunea că îi vom lua și pe ei când o să ne fie și nouă bine. Din capitolul Dor de tine acasă. P.S. Întreg capitolul vor fi în cartea pe care... Ești sigur că vrei să zic asta? Uite că la asta nu m-am gândit. Dar, dacă el așa vrea, așa am să fac. Deci, P.S. Întreg capitolul va fi în cartea pe care sper să o lansez cât mai curând. Deci aveți și o noutate. Da, o noutate. Dragoș va scrie și o carte. Și sper eu să fiu prima pe care o primesc. Și acum despre tine și despre ce înseamnă această temă pe care am propus-o pentru azi. Hai să vorbim despre începutul călătoriei tale, primul sfârșit de primăvară care te-a găsit în Iași în urmă cu câțiva ani. De fapt, hai să propulsăm discuția până la 1 martie, când deja aveai 10 luni și ai primit primul mărțișor. Nu mă refer la unul fizic neapărat, pur și simplu primăvara este suficientă. În perioada aia urma să te gândești bine la drumul pe care trebuia să-l alegi în viață, urmând ca în următoarele 2 luni să-ți creezi destinul și să alegi acele 3 lucruri care promițeau să contureze cine și unde ești astăzi. Dar până acolo ne oprim la magia lui Martie și la micul mărțișor modern pe care îl găsești în plic. Porumbelul este recunoscut ca un simbol al prieteniei, bunătății și purității, dar în același timp și ca un trimis al Duhului Sfânt. Așa cum simțim și noi, trimiși al lui Dumnezeu. Bine, mai e ceva aici. Trimiși al lui Dumnezeu. Îmi pare rău. Nu numeresc cuvântul ăsta. Trimiși al lui Dumnezeu. Sper că ți-am stârnit câteva amintiri frumoase și ne reîntâlnim mâine la ultima scrisoare. Dragoș aici se referă că eu în martie, vă dați seama, eu am venit ultima oară în America în mai. Deci martie, april, mai sunt cele 3 luni pe care urma să mă gândesc bine la ce trebuie să fac în viață, adică aceea de a mă muta aici, în America. Și, wow, dragul, scrisoarea asta
mi-a zis el ceva de genul că va fi lacrimogen, dar eu am zis că mă iei pe mine cu lacrimogene de-astea. Nu, nu, chiar nu credeam, nici nu știu dacă machiajul meu este stricat sau nu. Nu am nicio oglindă acum să mă uit. Sper să nu fie stricat. Da, foarte faină scrisoarea, mi-a plăcut la nebunie și de-abia aștept să-ți citesc cartea, îți dai seama. Da, oricum va trebui să mai citesc încă o dată, pentru că acum știi cum e, v-am citit-o vouă, dar nu mi-am citit-o mie, cum ar veni, adică să reflect la fiecare cuvânt pe care scrie în această scrisoare și va trebui să o recitesc, pentru sufletul meu, să o recitesc mai bine. Până atunci îți mulțumesc foarte mult, uite, încă zi superbă din cauza ta. Acum este ora 6:22 dimineața. Da, ce interesant program am eu, nu? Și am început o zi de sâmbătă superbă, superbă, superbă și îți mulțumesc foarte mult pentru asta. Și de-abia aștept să ne vedem mâine cum ar veni la a treia scrisoare. Îți mulțumesc încă o dată, Dragoș. Dacă nu știți cine este Dragoș, în penultimul video, adică video înainte de ăsta, aveți link-ul în descriere. Puteți să vă duceți și să vedeți. Adică oricum, fără link sau cu link, numele lui este Ionuț Dragoș. Așa îl găsiți și aici pe YouTube. Și puteți să puneți așa o față a acestui băiat care, pot să zic că de când am început să vorbesc și eu și chiar vorbesc foarte mult, mi-am făcut niște dragi prieteni, aș putea să-i numesc, și nu știu, mă bucur foarte mult că am un băiat prieten, câteodată soțul meu este gelos. Că, na, noi mai vorbim de machiajul, de chestii, de una, de alta, de ce am mai făcut. Acum îi în București, ați văzut și voi lucra. În fine, sunt mai multe chestii și soțul meu. Iar ai vorbit cu prietenul tău, nu mai așa îmi face. Și am zis, stai liniștit, da, am vorbit cu prietenul meu. Odată venise în cameră și i-am zis... Zi salutul Dragoș și el tot rușinos, hello. Da, îți mulțumesc încă o dată, Dragoș, pentru această bucurie pe care mi-o faci și de-abia aștept să citesc și mâine scrisoarea, felicitare am vrut să zic, nu felicitări. Așa, și îți mulțumesc încă o dată pentru mărțișor, e superb și de-abia aștept să-l port. Și... sinceră să fiu, nu am pregătit niciun subiect pentru astăzi. Eu cam așa sunt. Mi-a scris cineva pe Facebook. Stați așa să găsesc mesajul ca să nu mă încurc, știi, să zic una și să fie altceva. Numele ei este Narcisa Mirica. Deci Narcisa mi-a dat o idee de videoclip. Poți elimina produsul de machiaj din portfard. Singura chestie să elimin, eu nu am un portfard, adică nu am nu știu cum se face video ăsta, adică trebuie să mă uit la altele. Eu de obicei când fac un video fac din chestiile care mi se întâmplă, adică dacă am un portfard, vi-l arăt și zic: "Bă, uite frate, aici am asta, 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 asta." Acum eu va trebui să inventez un portfard cum ar veni și să scot de acolo care îl folosesc cel mai des sau care e cel mai ieftin sau care nu știu ce faze de astea. Și poate într-o zi am să fac și video-ul ăla. Dar înainte de asta, mama mea, am început o chestie nouă și am să vă țin la curent cu rezultatul. Eu am terminat apa asta micelară de la Garnier. Nu, ce-i înăuntru nu e apă micelară. Arată ca... Nu aș vrea să zic cum arată. Hai să zicem ca un șampon diluat. Dar
ce am pus înăuntru și am găsit și o dietă nouă pentru mine. Ceea ce am mâncat ieri toată ziua a fost la prânz și la cină cam 3-4 linguri de orez fiert cu sare și un strop de ulei de măsline. Inițial nu asta a fost cina, trece mașina de gunoi. O să vă deranjeze puțin. Nu asta a fost intenția mea, să mănânc orezul, pentru că mama mea, ok, să începe de la început. Mama mea, în Italia, când acum au venit acasă, dacă era în Italia, mi-a zis că, uite, eu dimineața mă dau pe față cu zeamă fiartă, nu, pui orezul la fier cu apă, lași să fiarbă bine, 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 strecori orezul și cu zeama aia te dai pe față și ci că îți lasă fața ca de bebeluș. Eu m-am dat-o singură dată, zis că să nu aștepți să ți se facă fața ca fundul unui bebeluș din prima dată, dar în timp ai să vezi foarte multe schimbări la față, la ten. Așa că ieri am fiert orezul și asta este rezultatul, iar am să mă spăl pe față dimineața și seara cu chestia asta. Bine, nu că am să mă spăl, am să iau dischete de machiante și am să pun în chestia asta și am să dau pe față așa. Eu acum, nu știu dacă observați, am să vă arăt că asta este, noi suntem între prieteni. Vedeți aici, am coșuri, pentru că, na, știți voi, o dată pe lună, așa, și o să vedem care e faza cu asta, dacă vor face coșurile să treacă mai rapid sau nu mai rapid, pentru că eu folosesc o chestie de asta de la Stritex, pui direct pe coș, dar văd că nu toate, am avut unul aici care a dat înapoi și mai am avut unul aici care tot la fel a dat înapoi, dar astea parcă sunt mai moțate, nu știu care e faza și insistă să iasă, mai ales asta, vedeți? Ce umflat e? Da, ăsta insistă să iasă și am să folosesc oricum și asta noaptea înainte de culcare, dar am să folosesc și asta să văd care și cum e treaba, dacă într-adevăr îți face pielea mai bună sau nu, sau da, sau nu. După aia îi zic lui mama să mă leșă în pași bre cu apa ta de orez, că nu merge. A ieșit moldoveanca de mine. Da. Astăzi port cercelușii pe care am cumpărat din second hand. Dar știți ce am observat? Eu nu mi-am dat seama. Dar sunt clipsuri. Adică e super fain, mai ales pentru cele care încă nu au găuri. Sunt persoane care încă nu au găuri. Și pur și simplu le prinzi de ureche. Și numai asta, dar știți ce mai e fain? Că nu mă doare absolut deloc. Sunt unele clipsuri strâng așa de tare încât simți că te doare urechea după, vă dați seama, când cineva te tot ține, te doare urechea. La ăștia nu mă doare absolut deloc, nu simt absolut deloc durerea și e fantastic. Azi port un lănțic, s-a părut că se potrivește așa puțin de roșu cu albastru. Știți de la cine este lănțicul, da? Cum adică nu știți? Știți, da? Cum adică nu știți? Da, îți mulțumesc încă o dată și pentru lănțic. Da, și video de astăzi este așa unul mai scurt. Bine, nu mai scurt, că totuși are 18 minute. Dar pentru că nu aveam un subiect anume, v-am zis să vă zic de apa asta de orez și să vedem dacă într-adevăr e bună. Și da, asta a fost micul video de astăzi, nu a fost cine știe interesant, nu știu pentru voi dacă o să vă placă, dacă nu o să vă placă, dar nu trebuie tot timpul să vorbim despre machiaj, mai vorbim și despre altceva. Ok, dacă nu sunteți abonați la acest canal, oi, Doamne, ce-am uitat să zic, revenim. Felicitări, suntem 2000 de grăsuți, bine, 2015, ultima oară când am verificat, felicitări pentru 2000 de grăsuți. Am văzut că lumea îmi zice mie la mulți ani, adică la mulți ani și de YouTube și de abonați și felicitări pentru 2000 de abonați, dar nu este doar partea mea, adică eu vin aici, într-adevăr vorbesc cu voi, dar dacă nu ați fi voi cei care îmi răspundeți la comentarii, nu, care îmi lăsați comentarii, nu îmi răspundeți, care îmi lăsați comentarii, care vă abonați la mine,
Nu am fi nicăieri. Deci, felicitări tuturor, mie și vouă, pentru că cu voi creștem. Adică cine se abonează, creștem, nu? Suntem așa, o mică familie aici și vă mulțumesc foarte mult că am ajuns la 2000, încă puțin, bine, încă puțin, nu suntem încă la jumătate. La jumătate de abia aștept să anunț că suntem la jumătatea concursului, cum ar veni, adică mai avem jumătate și vom face concursul pentru 5.000 de abonați și vreau să mai zic ceva. Ok. Prima care comentează la acest video va primi o scrisoare din partea mea. Unde am pus pliculețele? Am să desfac asta special acum pentru prima care va comenta la acest video. Nu știu cine va fi. Am observat că astăzi a fost Ramona, ieri a fost parcă Alexandra, Gabriela și tot așa. Deci nu în fiecare zi răspunde, lasă comentariu și plus noi suntem la sfârșit. Deci vă dați seama că n-are de unde să știe ea. Trebuie să văd totuși unde sunt plicurile. Nu mai implicăm. A, nu. Lucrurile sunt în spate aici. Mamă, câtă gălăgie face ăsta de cu gunoiul lor. Pentru că aici, sâmbătă dimineața, trece mașina și știți cum e, când stai la casă, trec mașinile de gunoi și iau gunoiul. Ok. Am să scriu câteva rânduri aici. Nu va fi chiar o scrisoare de dragoste, pentru că nu știu cine e persoana care va comenta. Am să pun doar, o scriem împreună cu voi, da? Vreau să scriu pe spatele la asta. Bună, draga mea. Ce dată suntem astăzi? 3 iunie 2017. Ok, am să o scriu după aia, că n-aș vrea poate să vă țin în cameră. Hei, hai, vă țin în cameră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești. Așa, întâi începem cu mulțumirile, nu? Și ce să mai zic? Hai să mulțumesc pentru că mă urmărești și că ești activă pe acest canal. Te pupăcesc cu mare drag, Grăsuța. Iar în paranteză am să pun și Dana, dacă multă lume nu știe. Iar acum, să văd unde am pus rujul, am să pun și un, că ăsta este de la mat, nu se ia, deci a trebuit să mă dau din nou. Ok, lăsăm ăsta să se usuce. După am să-l pun, s-a uscat? Trebuie să se usuce repede. Punem în jumătate. O punem în pliculeț. Am să aleg o felicitare. Să vedem noi ce felicitare să punem. Vreau să găsesc una nescrisă, pentru că ia să vedem
grăsuțul ăsta. Na, e scris 25 de minute. Ok, am să caut o felicitare nescrisă și am să pun în acest pliculeț. Iar prima care va comenta va prin... Ok, am găsit una. Ce cât e de drăguță. Stai așa. Ok, și prima care va comenta, am să-i trimit chiar astăzi, numai că te rog să mă contactezi pe Facebook, ai adresa mea de Facebook în căsuța de descriere, sau pe Instagram, sau printr-un e-mail, să-mi lași adresa ta, unde să-ți trimit scrisoarea. Hai mă, intră aici. Ok. Acum să vedem cine va comenta. Nu știu unde am pus banda aia. Am să o caut eu când a fi să trimit. Și da, ăsta a fost video de astăzi. Sper că v-a plăcut. De-abia aștept să văd cine comentează primul care lasă comentariu. Și ne vedem data viitoare. Vă pup și felicitări încă o dată pentru 2000 de abonați. Pa! Au! Da, vezi? Mă grăbeam. V-am pupat. Pa!